care sunteți stați de fete, știți ce e în sufletul meu. Când ai o fată de nici 18 primăveri și vine primul handranău la ușă să-ți o iei, băi. Și de 4-5 ani mă gândeam la treaba asta și știam că o să întâmple, dar niciodată nu ești pregătit. Băi, și-mi spune ieri, tati, vezi că azi vine prietenul meu Alex și ieșim împreună în oraș să mâncăm. Zic, care-i prietenul tău, Alex? Păi nu ți-o spus mami. Am spus să nevasta ceva, dar n-am vrut să aud. Ce să răspund? Dacă spuneam nu, zicea că nu-s open-minded. N-am mai spus nimic. M-am dus în sufragerie, mi-am luat o sticlă de vin, m-am așezat în fotoliu. Mult n-am așteptat. O suna la ușa. Asta a mea țâpă. Tati, deschide că e Alex. Zi să mă aștepte, cobor imediat. M-am dus la ușă, cum se duce spânzuratul la folie. Murea. Deschid ușa. Un unăltuț, așa, subțirel, frumoșel, bine îmbrăcat. Tomototulea niște flori în mână. Bună seara, domnul Dumitru, îmi spune. Zic, salut, băiete, dar de unde știi cum mă cheamă? Zice, mi-a spus Cristina. Mi-a venit așa milă de el când l-am văzut în tocul ușii cum se frăsuie. Îi zic, hai să intrăm în odaia ce-i bună. Ne-am dus în sfragerii, ne-am așezat pe fotole. Îi zic, bei un par de gin? Vai, nu, că... Zic, hai de bei un par de gin cu mine, băi. Zice, încă nu cu mașina. Ce mașină ai? Un Mercedes. Benzină sau motorină? Și benzină. Benzinari le-au multe. Dar na, Mercedes pe benzină înseamnă că le-au de bănuț. Ce mă, tata, tu? El nu prea zicea nimic să frăsuiasă, nu știu ce. Îi zic, lasă, nu contează. E bine că ai bani, pentru că asta căutăm și noi pentru fata noastră și asta caută și dânsa, unul cu bani. Zic, așa rupți în cur de ăștia, a fost o grămadă care le-a curs mulci pe la ușă. Dar nu vrem așa ceva. Că nici eu nu lucrez de 30 de ani cu apenticita, nevasta și ea cu zoa pe unii poate prin curățenie, dacă o dăm fata, măcar o dăm la unul cu bani, să ne ajute și noi la bătrâneță. El zice, dar nu, că noi mergem doar până la McDonald's să mâncăm ceva, nu aveam gânduri așa de mari. Zic, stai liniștită cu gândurile cele mari, mănânci la McDonald's, ia și mănâncă aici în bucătărie, faci un scrob, scot niște pătlăgele de la Putin, pâine am, bei și un par de gin, după aia merge și voi sus, stați peste noapte ca tineri, nu? Dar nu, că nu, zic, stai mă liniștit, băi, că fata mea abia așteaptă, mi-a și zis că abia așteaptă unul să facă un copil. L-am văzut că se face mic în fotoliu așa. Mi-a spus, își dorești un copil, își dorești foarte mult, are și vârsta de acum 18 ani, sunt și nevoile femeiești. Dar îi zic, eu o să trec sâmbătă pe la mătă și pe la tatu să facem niște aranjamente, dacă tot sunteți împreună, o să aduc și niște vin bun, numai că atâta, e, de la noi mai puțin, că nu prea este, de la Dumnezeu mai mult. Da, au atâi, bănuiesc. El tot mototolea florile, tot ne mototolea. Și zic, păi nu te supăra că ți-o spun așa direct, dar de acum dacă ești ca și ginerile meu, că e o matter of time, doar o problemă de timp scurtă până ce vă luați, dă-și mie 500 de mii. Zic, dar nu, că am doar carduri. Zic, las că mergi mai aici la bancomat, la colț, până ce se schimbă fata, mergi și scoți 500 de mii. E, dar nu, că dă măcar 300. I-am zis că am eu așa o damblată, dacă nu lucrez, îmi place să ieși la colț și mai bag la păcănele, 100, 2, 3. Cât iesă? Și ți dau înapoi, că vorba aia, sunt tata socrului acum, nu? Băi, și odată l-am văzut cum s-a lăsat în scaun așa un pic, o sta și s-a gândit, măi, frate, și când și-a luat o viteză, dar o văzut și holul, așa, o făcut curba și a mai auzit numai ușa cum s-a trântit. N-a mai apucat decât să strig, băi, dar nu bei un par de gin la botul calului. Nimic, o plecat. M-am așezat în fotoliu, mi-am turnat eu un par de gin, coboară fata. Dar unde e Alex? Zic, băi, eu plecat, a avut o urgență, s-a lăsat florile, dar o dispărut. Asta spune, băi, tati, ce ai spus? Am spus, băi, nu i-a spus nimic, mă, cum te văd și cum mă vezi, am stat și am făcut un pic de conversație cu băietul, ca să nu stea singur. Sigur nu i-a spus ceva, am spus, Doamne ferește, mă jur, dar cum să vorbesc de rău sau prostii de astea. Am spus, o avut băietul urgență, poate a avut inundații, poate are incendiu la mansardă undeva, a să-ți spună la telefon.
în gândul meu ce să spun la telefon. Și-a plecat fata sus, după aia au fi vorbit, ei ce-au vorbit, nu știu. Eu m-am pus în parte din și mă gândeam, am zis, băi, de primul l-am rezolvat. De acum încolo vine greu.